Lumea muzicii este în doliu astăzi, după trecerea din viață a compozitorului legendar Mark James, la vârsta de 83 de ani. Piesele sale, interpretate de nume mari precum Elvis Presley, vor rămâne nemuritoare, James a fost cunoscut mai ales pentru hiturile sale Suspicious Minds și Oloisol My Minds, ambele interpretate de Elvis Presley. Suspicia să mai a devenit un inal genului rock and roll, în timp ce Oloison mai mai a fost o baladă emoționantă care a atins inimile a milioane de oameni. Pe lângă colaborarea cu Elvis Presley, James a scris și pentru alți artiști renumiți, precum Willie Nelson, Brendale și Bobby Vinton. Talentul său incontestabil i-a adus numeroase premii și recunoștințe. Inclusiv a inducerea în Songwriters Hall of Fame în 2014, moartea lui Mark James este o pierdere majoră pentru industria muzicală. A fost un compozitor talentat care a creat melodii care vor continua să inspire și să emoționeze generații întregi, ne va lipsi enorm, dar muzica sa va dăinui pentru totdeauna. Sincere condoleanțe familiei!